Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva lucruri despre proiectul cu care sunteți prezent la târg. Unde se află, care sunt prețurile, oferte la târg? Un concept american luat exact ca atare, o construcție, nu se mai construiesc blocurile de 12 etaje, foarte mult beton, foarte mulți pereți care, nu știu, nu delimitează spațiul cum ar trebui. Promovează conceptul de loft, două camere practic sunt suprapuse, un parter undeva la 30 de metri pătrați, un etaj undeva la 20 de metri pătrați, practic un living la 25 de metri pătrați și un dormitor 17, 18, 19 metri pătrați. Reducând costurile construcției, fiind o construcție făcută exact cum trebuie făcută, adică nu mai facem pereți foarte groși ca să combinăm, folosim materialul care trebuie, au scos și au pus finisajele de ultimă generație, cum să zic, gresie, faianță, marații și după cum se vede cam toate sunt ușile, pinul, întâmplărie, toate sunt ultimă generație sau finisaje de top. Și ca și prețul și ca tipuri de apartamente ce aveți, deci avem, disponibil? Avem garsoniere, avem apartamente de două camere clasice, trei camere clasice și aceste lofturi care sunt toate de două camere, niciunul nu este la fel, fiecare are particularitățile lui ca suprafață, ca poziție și tot ce cuprinde, nu știu, designul interior. Prețurile? Prețurile undeva, deci prețurile sunt chiar în prețurile zonei, apartamente cu două camere, loft pleacă de undeva de la 44.300, avem cel clasic la 46.000, ele sunt reduse datorită faptului că proiectul încă nu este finalizat, este aproape gata construcția. Când va fi gata? În acte undeva în octombrie 2016, ca construcție cred că undeva în octombrie anul acesta, dar bine, asta depinde de constructor, de materiale și de ce va veni. 3 camere, 71 pic de metri pătrați, undeva la 71 pic de mii de euro. Practic prețul este de 1000 de euro pe metru pătrat, dar acum au reduce. 20, 15, 10% în funcție de poziționare. Deci, practic, sunt prețurile de top. E apartamentul luat din șoseaua Nordului, dus la 1 decembrie, un apartament de vis, la un preț de vis. Deci e o chestie care, nu știu, toată lumea e fericită când se trage lin. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes. Cu plăcere. La revedere.